Bună, sunt Eliza. Mai țineți minte serialul Gătește cu Eliza pe care l-am făcut când eram mai mică? Ei bine, acum am revenit. În această serie vă voi prezenta niște rețete dedicate copiilor de vârsta mea. Pentru că știți, în vacanță părinții vor merge la muncă și voi veți sta mult mai mult timp singuri acasă și probabil nu o să vă placă ciorba din frigider. Așa că aici o să avem niște rețete ușoare pe care le puteți pregăti chiar dacă nu sunteți profesioniști în cooking. Haideți să începem. Astăzi o să vă prezint rețeta de frigărui cu șuncă și legume. O să avem nevoie de roșii cherry, ciuperci, șuncă, ceapă și dovlecel care este opțional. Eu o să folosesc dovlecelul doar pentru frigăruile mamei pentru că eu nu mănânc. Șunca o puteți înlocui cu piept de pui dacă sunteți ok cu umblatul, cu carnea crudă și părinții vă lasă. Vom avea nevoie și de ulei, sare, niște frigăruri și o tavă în care le vom pune. Vom da drumul la cuptor la 200 de grade. O să las pe 80 de minute. Voi începe prin a tăia carnea, șunca cu bulețe. O voi tăia mai... Vom avea nevoie de niște bucăți, cuburi un pic mai mari ca să poată să încapă pe frigărui. Voi tăia mai întâi pe lungime. Așa. Acum pe lățime. Voi lăsa cuburile de șuncă aici. Iar acum ciupercile sunt deja pregătite, dar ele au această pieliță care trebuie dată jos. Așa. Acum o voi tăia dovlecelul. Îi tăiem coada și voi tăia câteva felii. Cred că ajung atâtea. Acum o voi tăia ceapa, îi voi tăia marginile. Scoate această coajă, are și ea o cheliță. Și o voi desface. Acum o să pun ceapa în bol, șunca, dovlecelul, roșiile cherry. Ciupercile și voi adăuga ulei și sare.
Și acum o să o amestec. Și o să le pun pe frigărui și apoi o să pun frigăruile în tavă. Voi începe cu o bucată de șuncă. Voi pune o ciupercă, o roșie sherry. Voi pune și un dovlece, la aceasta o va mânca mama. Voi mai pun, o să pun și niște ceapă. Și o să mai pun un dovlecel. Și continuați așa cu toate frigăruile până... Am terminat de montat frigăruile și acum o să le pun în cuptor. Vizez cu mânușile. Încet. Și acum o să le las în cuptor până când o să se gătească. În același timp cu frigăruile, o să pregătesc și o garnitură. Am aici niște cartofi congelați care seamănă cu niște cartofi wedges. O să-i pun într-o tavă tapetată cu hârtie de copt ca să nu am multe vase de spălat și o să-i dau în cuptor. Cam în 20 de minute o să... cât timp... în același timp cu frigăruile, cam 20 de minute o să le ia să se facă. Se torn aici și o să îi dau la cuptor. Și acum o să aștept. O să verific dacă frigăruile și cartofii s-au făcut. Miroase foarte bine. O să le scot. O să scot mai întâi frigăruile. Și acum cartofii. Aici o cartofie, o să pun o frigăruie cu dovlecel și una fără dovlecel. Niște cartofi. Ca să arate ceva mai mult, eu o să pun și niște salată. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut. Să o și încercați. Ne vedem la rețeta următoare. Pa!